Da, un nou episod din One Block a venit în sfârșit. Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din minunata mea lume de One Block. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un clip nou pe acest canal. Și hai să înceapă episodul. Deci mi-a venit o idee super tare. Pe lângă casa asta principală, pe care am făcut-o acum ceva timp și n-am reușit să o termin nici în ziua de astăzi, pentru că încă nu îmi vin idei să o fac foarte frumoasă, să-mi placă mie. Între timp mi-a mai venit o idee. Uitându-mă la acel acvariu, văzându-i culoarea, m-am gândit că aș putea face o casă care să aibă aceeași culoare. Dar nu din prismarin, ci din Warped Block, dacă am pronunțat bine. Chiar nu știu. Sunt acei copaci verzi pe care îi găsești în Nether și poți să faci un fel de lemn verde sau cel puțin o culoare asemănătoare cu chestia asta. Și arată superb și am văzut tot felul de case făcute cu culoarea respectivă și mi se pare foarte tare și vreau să fac și eu o casă de genul ăla pe harta asta de One Block, pentru că avem Nether-ul și e nelimitat și o să găsim resurse acolo o grămadă, o grămadă. Și aș vrea ca în episodul de astăzi să construiesc o astfel de casă. Așa că vă las cu un scurt timelapse, să spunem. O să merg în Nether să culeg câteva resurse, iar mai apoi trebuie să mă hotărăsc unde vreau să construiesc această casă. Iar când o să mă hotărăsc, o să vă mai las cu un timelapse când construiesc această casă. Așa că merg în Nether. Pisici. Ce faceți? Am cărniță? Vreți cărniță? Nu? Voi vreți pește, nu vă place cărnița? Cărnița e pentru cățeluș, da? Ok. Nu mai faceți scandal. Vreau să veniți după mine să vă duc la locul vostru. Am fost în Nether. Am cules câteva chestii. Hai pisici, haideți, haideți. Am adus câteva chestii din Nether. Vă arăt imediat după ce adun pisicile aici. Haideți, haideți, unde sunteți? Perfect. Păi și cealaltă? A, uite-o. Ok, tu o să stai cu cățelul aici, voi doi o să fiți foarte buni prieteni, iar voi două o să vă băgați aici dacă vreți voi, bineînțeles că voi sunteți foarte încăpățânate, hai, nu, intră, așa, și tu, pis, 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 haide, hai, ieși de acolo, hai, hai, te rog eu, hai, unde ești, hai. Știi ceva? Tu o să rămâi aici, nu o să ai acoperiș deasupra capului. De fapt, ai dita mai acoperișul, nu mai contează. Am fost în Nether și am făcut rost de resursele astea, doar că sunt foarte puține. Mă gândesc că va trebui să mai fac o excursie până în Nether, înainte să mă apuc de casă. Și între timp, mă gândesc locul în care va trebui să fac casa. Unde aș putea eu să o fac, să arate superb pe harta asta? Mă gândesc să o fac undeva în direcția asta, pentru că arată ciudățel așa. Aș putea să o fac chiar aici, lângă asta mare, dar chestia asta o să iau ochii la aia mică de acolo, nu știu, mă gândesc. În partea aia nu vreau să o fac, pentru că acolo o să rămână chestia aia pentru ferme și așa o să rămână. Cred că o să o fac în spate la portal, pentru că are legătură și pot să mut portalul puțin mai încolo. Pot să-l pun chiar în casă portal, de ce nu? Deci zona aia o să fie pentru casă, m-am hotărât. Hai să mergem în Nether să mai fac rost de ceva iteme și după aia mă întorc să construiesc casa și vă las cu timelapse-ul cum mă apuc de construcția casei și cred că o să o fac undeva în spatele portalului, în direcția asta cumva.
Deci efectiv casa asta a ieșit epică, senzațională, cum vreți voi să-i spuneți, îmi place enorm de mult cum a ieșit și câte detalii am putut să adaug pe aici pe acolo, deși pe acolo putem să mai adaug câteva mici detalii, are destul de multe detalii, arată într-un mare fel, e superb, îmi place maxim. N-am făcut gardul ăsta aici pentru că mă gândesc cumva să extind toată partea asta, că mai am iteme prin inventar, da, 55, dar pot să mai fac rost, nu-i problemă, să o fac mai mare pentru că la început mă gândeam că nu o să iasă chiar atât de mare casa asta. Și încă ceva, sper să se salveze chestia asta pe care o vedeți aici, sper că o vedeți pe OBS, da, o vedeți, care e faza. Ăsta e timelapse-ul. Și am mai avut odată problemă cu timelapse-ul, dar nu mai știu la care construcție, chiar nu mai țin minte, și nu s-a salvat, n-am înțeles de ce, s-a blocat la fel ca aici la 90%. Sperând să se salveze și să pot să vă arăt cum am construit casa asta, pentru că a durat destul de mult, sincer să fiu, cred că a luat mai bine de 2 ore, cred că, și eu zic că arată super ok, mi-a ieșit așa cum voiam de fapt să iasă. Arată interesant. Trebuie să mai scot partea aici, partea asta din interior de aici, și să înlocuiesc. Și iar mai apoi aici va trebui să fac interiorul căsuții. Dar a ieșit superbă, chiar superbă. Are, dacă vreau să fac neapărat și sus, ar avea cam 2 nivele și cu partierul 3. E mult. Nu știu dacă o să o folosesc vreodată, dar arată într-un mare fel. Deci arată într-un mare fel, așa ca să vedeți, să vă dați seama de la distanță. Cam așa arată. Și încă e blocată chestia asta și mă frustrează puțin, că sper să se salveze, pentru că ar fi interesant să vedeți exact cum am creat chestia asta. Aș vrea să înlocuiesc chestia asta cu slaburi, dar n-aș vrea să pierd bloc. Na, se mai pierde blocurile, ce să facem? Asta e situația. De fapt, știi ce? O să fac rost de altele la fel de ușor. Nici nu mă mai interesează dacă le pierd sau nu. Am rămas aici blocat pe o bucată de... Dacă scapă shift-ul, cam asta e. Am cam încurcat-o. Da. Ideea e în felul următor. Sper să se salveze chestia aia și să nu fie probleme pe viitor, și să pot să vă arăt exact cum am construit chestia asta, că mi se pare că a ieșit super, super, super șmecher. Nu că șmecher, foarte șmecher. Extraordinară casa asta, mi se pare atât de tare, atât de bine mi-a ieșit și eu sunt uimit, pentru că și la aia pot să adaug la fel de multe detalii ca și la asta, dar arată într-un mare fel, arată într-un mare fel. Îmi place maxim. Și se potrivește și cu chestia asta de aici, aș putea face mai multe dintre astea, arată mișto și culoarea. Aș putea să fac și una roșie cu tot cu lemn dintre la din Nether. Frumos, frumos, îmi place maxim, îmi place maxim.